Bună, mă numesc Petcolina și am 41 de ani. Sunt căsătorită de 14 ani și împreună cu soțul meu Florin avem 4 copii, un băiat și 3 fete. Și ca să răspund la întrebarea cum meditez la Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod practic. Practic, Cuvântul lui Dumnezeu este Biblia. Iar pentru mine Biblia este o carte foarte prețioasă și meditez la ea într-un mod practic, îmi impun, mă educ, pentru că într-o lume a urgentului, acum suntem invadați de lumea virtuală și este mai greu. Și dacă nu îmi impun și nu-mi fac un program în care să meditez zilnic la Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este greu. Și cartea asta, care este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine este foarte prețioasă. Și eu am găsit scris în Biblie, la cartea Isaia, următorul lucru. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Ce frumos! Și atunci când meditez la Cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc și îl păstrez în inima mea. Când vin situații, vin de avalma în viața noastră, situațiile neplăcute, nedorite sau, spunem noi, problemele. Da. Și atunci când vin toate aceste lucruri în viața mea, eu meditez la Cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi spune, nu te teme, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu aleg să nu mă tem. Aleg să-L cred pe Dumnezeu și să rămân liniștită. Și atunci când vine o altfel de situație, nu neapărat de îngrijorare, vine o situație în care sunt ispitită să fac ceva rău, tot în Cuvântul lui Dumnezeu găsesc scris să nu furi, să nu minți, să nu jur strâmb, da? Și atunci când lucrurile astea vin în viața mea, eu am Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că îl citesc în fiecare zi, face parte din viața mea. Cuvântul lui Dumnezeu este vital în viața mea și atunci în orice situație eu mi-aduc aminte de Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mi-aduce aminte de Cuvântul lui care l-am citit, la care meditez și în fiecare situație din viață mi-aduc aminte și aleg să-L cred pe Dumnezeu, aleg să meditez la Cuvântul Lui, aleg să rămân lângă Dumnezeu. Vă încurajez ca și dumneavoastră să-L căutați pe Dumnezeu, să-L găsiți și să citiți Biblia, care este Cuvântul Lui Dumnezeu.